veniți la o nouă meditație din cuvânt. Poți beneficia de sfințire. Să păziți legile mele și să le împliniți. Eu sunt Domnul care vă sfințesc. Adevăratul creștin beneficiază de o experiență care aduce sfințirea. În conștiința lui nu există nicio urmă de vinovăție, iar sufletul lui nu este pătat de imoralitate. Spiritualitatea legii lui Dumnezeu și principiile ei sunt aplicate în viața sa zilnică. Adevărul luminează înțelegerea sa. Atmosfera iubirii desăvârșite față de răscumpărătorul nostru risipește întunericul care s-a așezat între sufletul lui și Dumnezeu. Voința lui Dumnezeu a devenit propria lui voință curată, nobilă și sfântă. Înfățișarea lui dezvăluie lumina cerului. Trupul lui este un templu al Duhului Sfânt. Sfințenia împodobește caracterul lui. Dumnezeu poate comunica cu el, deoarece sufletul și trupul lui sunt în armonie cu el.